Când prima dată am întâlnit în anii 80 un credincios din Uniunea Sovietică, nu aveam nici cea mai vagă idee ce avea să facă Dumnezeu și care avea să fie planul lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru slujirea mea. În anii 80 studiam Biblia în secret pe vremea lui Ceaușescu în România cu misionari americani și am făcut cunoștință cu fratele Leonid Galinski din localitatea Bălăsinești, raionul Briceni, Republica Moldova, prima persoană pe care am cunoscut-o din Uniunea Sovietică. Și această relație, această cunoștință cu el a deschis ușile pentru înființarea grupurilor de studiu biblic în secret pe vremea aceea în Republica Moldova și în Ucraina, în localitățile vorbitoare de limba română. Începând cu anul 1988, fiind pasionat de salvarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, tânărul evanghelist Doru Cârdei a început să organizeze în secret grupuri de studiu biblic cu oameni care aveau potențial de slujire și conducere spirituală. Când limba română a devenit oficial limbă de stat, responsabilitatea pentru vestirea Evangheliei în limba română a crescut. La începutul anilor 90, când s-a format Uniunea Bisericilor Pentecostale în Moldova, conducerea mișcării pentecostale l-a invitat pe Doru la Chișinău pentru a ajuta lucrarea Evangheliei. Cu un angajament pentru un an, el s-a mutat la Chișinău în decembrie 1993. Constatând că în acea vreme nu exista în capitală o biserică pentecostală de limba română, au fost intensificate rugăciunile și sub călăuzirea lui Dumnezeu, a fost luată decizia de a fonda o biserică de limba română, astfel că pe 14 iulie 1994 a fost organizată prima adunare a Bisericii Philadelphia. Biserica Philadelphia a început aici, în Casa Centrală a Armatei, în vara anului 1994. Era o trezire națională, o trezire spirituală în Republica Moldova, mai ales aici, în capitala țării. Mi-aduc aminte că atunci când fratele Doru a chemat oamenii la pocăință, eu am simțit prezența Domnului într-un mod supranatural. Am simțit cât de sfânt este El, cât de măreț și cât de mare este dragostea Lui față de noi. Am decis să ies, să mă pocăiesc și pentru mine acel moment a fost foarte clar că viața mea fără Dumnezeu nu mai poate exista. Adică Biserica Philadelphia a devenit pentru mine a doua casă și familia mea. Biserica creștea, spațiul închiriat devenea neîncăpător și cu ajutorul lui Dumnezeu, care a trimis parteneri gata să investească în lucrarea Evangheliei din Basarabia, în toamna anului 1996 a fost cumpărată clădirea unui magazin de mărfuri industriale falimentat. La începutul anului 1997, într-o duminică geroasă, când am mers la adunare la Casa Centrală a Armatei, am aflat că conducerea țării a dispus anularea contractului cu noi și nu mai avem acolo acces. Atunci, pe loc, am luat decizia de a ne muta la clădirea noastră, magazinul de mărfuri industriale de pe calea Ieșilor 59, care nu avea nici încălzire, care nu avea nici apă în acel moment. Din acea zi ne-am mutat la casa noastră. Aici, în această clădire, fără condițiile elementare pentru adunări, am continuat să organizăm adunări îmbrăcați de iarnă. Am stat în frig, am cântat în frig, am predicat în frig și biserica a continuat să crească. Au urmat lucrările de construcție, de renovare, de remodelare acestei clădiri. De la bun început, atât preocuparea echipei de conducere cât și a întregii familii Philadelphia a fost dezvoltarea și instruirea slujitorilor, a liderilor care să contribuie la extinderea împărăției lui Dumnezeu. În 1996 a început instruirea studenților în cadrul unui nou proiect, Seminarul Teologic. Au fost instruiți 10 de slujitori care au contribuit la răspândirea Evangheliei în țară și la fondarea bisericilor în Chișinău și în alte localități din Moldova. Am aflat noutatea că se deschide seminarul teologic. Am avut foarte mare dorință. Anul 3 la Institutul Sportiv îmi făceam studiile când am decis să închei cu cariera sportivă și să-mi continui studiile în seminarul teologic. A fost o mare binecuvântare. Biserica Philadelphia a devenit o biserică
mamă, dar nu doar că în sensul de plantare a bisericii, ci în sensul de consiliere și de implicare în viața mea, ajutându-mă să cresc în conducerea bisericii. După seminarul teologic, după trimiterea noastră la Bălți, relațiile noastre au continuat. Îmi plac foarte mult conferințele Influence. Apreciez foarte mult că până în ziua de astăzi și conducerea Bisericii Philadelphia lasă o ușă deschisă pentru a veni și de a ne hrăni din experiența Bisericii Philadelphia. Dumnezeu continua să deschidă noi uși și să pună în inimă noi scopuri. Eram aici cu mașina, așteptam culoarea verde a acestui semafor. Și un copil, cerșitorul copil a străzii, s-a apropiat să-mi ceară de milă. Și viața mea, slujirea mea, a fost schimbată de Dumnezeu în acel moment. Acolo, în mașină, Dumnezeu m-a convins că nu este suficient să predic doar Evanghelia și să chem oamenii să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să întind o mână de ajutor, trebuie să deschid ușa dragostei sale pentru acești oameni care suferă, care sunt disperați, care nu au unde să locuiască, care sunt abuzați și nimănui nu-i pasă. În vremea aceea era un potop de copii cerșitori pe străzile municipiului Chișinău. Mi-am pierdut pacea acolo în mașină, am știut sigur că Dumnezeu vrea să schimbe direcția mea și vrea să începem să facem ceea ce niciodată nu ne-am gândit că trebuie să facem și niciodată nu credeam că vom face. În scurt timp, după rugăciune și călăuzirea Domnului, și-a început activitatea programul Pâinea Vieții, în cadrul căruia copiii străzii primeau masă caldă, lecții biblice și cursuri de alfabetizare. Era anul 1998. Lipsa grijii părintești și a hranei nu erau singurele confruntări ale acestor copii necăjiți. Am descoperit că ei nu aveau unde să doarmă după program. Erau nevoiți să se întoarcă în fântânele de canalizare, țevile sistemului termic orășenesc sau în casele abandonate din oraș. Copii care s-au maturizat prea repede. Aceste nevoi identificate ne-au furat somnul și liniștea, iar direcția pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca și soluție a fost deschiderea unui orfelinat de tip familie și a unei școli. Când am venit aici să văd tabăra de pionieri care era de vânzare, totul arăta oribil pe această proprietate. Buruieni până la streșina caselor, șerpi peste tot. Casele erau bărăci părăsite, acoperișurile sparte, ploase în ele, nu era canalizare, nu era apă curentă, nu era curent electric. Dar cumva Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd acest loc, un loc perfect pentru a pune baza unui orfelinat de tip familie, familii în care copiii străzii, copiii orfani, copiii abandonați să se bucure de un mediu favorabil creșterii, educărilor și pregătirilor pentru viață. Centrul Creștin Betania mi-a oferit tot de ce am avut nevoie până la vârstă dată. Mi-a oferit școală, studii, cei 7 ani de casă, relații de neuitat cu frații și chiar și cu părinții. Am înțeles valorile unei familii în cadrul Centrului Creștin Betania, datorită părinților care m-au crescut. Fiind la Centrul Creștin Betania, am frecventat Biserica Philadelphia. Aici l-am cunoscut pe Dumnezeu, aici mi-am dedicat viața și chiar până în ziua de azi slujesc Domnului și sunt entuziasmat și bucuros de toată lucrarea Lui. Dacă în 1999 școala noastră avea doar grădiniță și clasă primare, prin bunăvoința lui Dumnezeu a crescut și a devenit liceu în 2010. Iar în 2022 a fost inaugurată Universitatea Moldo-Americană. Fosta clădire primitivă a cantinei pentru tabăra de pionieri a fost înlocuită cu clădirea modernă pentru liceul moldo-finlandez și pentru prima fază temporară a Universității Moldo-Americane. Aici oferim educație bazată pe principiile și valorile lui Dumnezeu, de la clasa a 5-a la nivelul de master. După un an, după ce mergeam la liceul moldo-finlandez, așa a fost că am început să ajut la o conferință, apoi am fost invitată la biserică și m-a frapat foarte mult
bucuria și zâmbetul oamenilor. Era atât de sincer și de senin încât am spus că îl vreau și eu. Și știu că asta a funcționat în dreptul meu, au funcționat relațiile, au funcționat aceste acțiuni, rugăciunile și lucrurile practice și știu că vor funcționa în continuare în dreptul fiecărui om care este însetat după ceva mai mult, este doritor în ceva mai mult, într-o împlinire care cred ei că este pământească, dar de fapt ea este cerească. Biserica Philadelphia a fost înființată cu scopul de a răspândi Evanghelia și de a ajuta oamenii să se împace cu Dumnezeu. Și așa am trăit toți anii aceștia, așa am slujit acestui scop toți anii aceștia și avem toată încrederea că Dumnezeu ne va binecuvânta să continuăm să urmărim scopul său pentru Biserica Philadelphia, să ajutăm oamenii, să inspirăm orice om să se împace cu Dumnezeu și să devină urmaș devotat a Domnului Iisus.